No pewnie, że tam muszą Oricum, dacă operează, n-ai ce să faci până când mai să la tine. Băi, când vedem o carne și mă să iau atunci, când se trebuie. Când a operat-o? Și de la atunci, ți-a la făcea? Și de la făcea la Craiova? De chipsuri, asta. Care are următoarea ordine de zi. Deci, la punctul 1, proiect de hotărâre privitor la aprobarea achiziției bugetului local pe anul 2018. Punctul 2, proiect de hotărâre privitor la aprobarea situației financiare comunei al 1, inclusiv anexele la aceasta, chiar în data de 31.03.2018. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea bugetului local al comunei al 1 și ajutorul de urgență numitului Tudor Costică. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, modernizare, reabilitare, dotare, școala cu clasele 1-8 Coltești, comuna al 1, județul Vâlcea și cheltuielile legate de proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției, modernizare, reabilitare și dotare școala clasele 1-8, sat Costești, comuna al 1, județul Vâlcea. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, modernizare, reabilitare și dotare de locuința cu program normal, sat Costești, comuna al 1, județul Vâlcea și a cheltuielilor legate de proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorului tehnico-economic, inclusiv anexa descrie sumare, investiții, modernizare, cu granița cu program normal, sau Coltești, comuna al 1, județul. Proiect de hotărâre, punctul 8. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea schimbării denumirii și destinației construcției C1 din cartea funciară, numărul 3. Și destinație scrie aici. Nu, doar denumirea, nu destinație. E destinație, chiar cu cânte, da. Nu, nu destinație. Păi așa scrie aici. Așa scrie. Denumirea, doar denumirea. Ați greșit. Nu, nu, doar denumirea. Nu și destinație. Destinația scrie numai destinație, domnul primar. Dar aici scrie așa. Nu schimbăm destinația. Doar denumirea. Nu schimbăm destinația. Deci destinația rămâne tot învățământ. Asta înseamnă destinația, denumirea, s-a greșit. Da. Construcției C1 din cartea funciară 35078 al unui grădinița Coltești, școala clasele 1-4 Coltești. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea schimbării denumirii și destinației construcției C2 din cartea funciară 35492 al unui școala identificată în domeniul public al comunei al unui la poziția 72, sub denumirea de atelier școală, clasele 1-8 Coltești, din grădiniță cu program normal sat Coltești. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea situației financiare pe anul 2017 și execuția bugetului de venit și cheltuieli pentru anul 2017 la 10 gospodărire comunală al 1 SRL. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuieli pe 2018 al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, canal al 1. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea branșării locuințelor la rețeaua de canalizare. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea tarifelor pentru serviciile de vidanjare. Și la punctul ultimul, punct 14, interpelări. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi a ședinței, cine e pentru? Da? Toată lumea? Deci toată lumea este de acord cu ordinea de zi. Deci,
Dau citire proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 2018. Ca atare dau cuvântul doamnei Ungureanu, care ne va spune... Voi prezenta da, pentru... modificările ce se aduc din această rectificare, respectiv conform adresei numărul 400 din 95-2018, înaintată de școala gimnazială 1, propun suplimentare credite la capitolul 6502, articol 20-30-30, cu suma de 3.000 lei. Și o să-l discutăm. Vrea mai vrea în jur de 1.400. Deci ar fi undeva să facem 3.000 plus 1.400, dacă este 3.400. Da, că face referat și la duce. Să facem 5.000 aici, ca să le dăm să-și ia echipamente sportive, nu știu ce ne mai trebuie, materiale. Da, da. Dacă sunteți de acord ca să... Da, privind acordarea din bugetul local al Comunei Aluna un ajutor de urgență numit Tudor Costică, un buletin de diagnostic histopatologic eliberat de Spitalul Clinic Județean Urgență Craiova. Îmi cer scuze pentru microfonul. Da, poftiți. Deci suma nu este prevăzută, urmează să o stabilim noi suma. Deci, stabilim, dar trebuie să ținem cont că tot o să vină. Cum ai luat foc la o femeie, iar spate casă o să vină și aia. Noi v-am spus de la început de vreo. O să vină și o să vină. Așa că dacă dăm la fiecare câte puțin, că e tot o să vină. Deci, eu persoană înțeleg de 61 de ani. Da. Deci m-am acordat și până acolo. Da. Deci, în cuantum aceea sumea și propune care s-a acordat până acum. Deci, trec la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economice, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției de modernizare, reabilitare, dotare școala claselor 1-8, sat Cotești, Comuna Alunul, județul Vâlcea. Este un raport de specialitate atașat aici de doamna militară Greiere Oana Alexandru, inspector de specialitate în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunului Alun, prin care propune aprobarea documentației. De ce este numită și văd numai denumirii vechi care nu mai sunt de actualitate din 2012? Școala cu clasele 1 Coltegi nu se mai numește din 2012. Școala gimnazială. De da, e structură, e așa, dar așa e trecut în domeniul public. Da, da, trebuie actualizat. Mie mi se pare normal să fie denumirea școlii din momentul respectiv. Nu știu, cred că trebuia actualizat. Nu mai există școala gimnazială, școala cu clasele. Băia domeniul public cumva, nu știu, trebuia modificat. Ori trebuia respectat așa denumirea, să fie exact cum e în domeniul public. Cont de denumirea din domeniul public. În domeniul public este neactualizat ce drept, figurează... Da, da, se poate întâmpina, poate, eu știu, să puteți întâmpina greutăți la finanțare, când o să fie, o să măcadă proiectul, o să spună unde este un motiv de finanțare proiectului pentru care au altă denumire în domeniul public față de denumirea pe care... Probabil. Dar se urmează încă și pe hotărârul domnul Paraschiv și o să vedeți că toate sunt femeie legale. Dar domnul primar scoate ca să aveți fost mai casă și denumirele de doamna Mostor de la Limpești și doamna Grele tot de la Limpești. Și votează consilierii de la Alu. Uitați-vă în... Nu am nevoie să mă uit, eu sunt aici cu safir. Am venit să asist. Am venit să asist. Ați fost vizitator, înseamnă, dacă nici domeniul public nu-l cunoașteți, cum l-a vers, înseamnă... Dumneavoastră nu cunoașteți domeniul public. Eu îl cunosc. Cum e doamna trecut în domeniul public? Domeniul așa e trecut în domeniul public. Da, știți ce proiect este, domnule? Păi și normal. E un ce proiect care le depunem pe POR, e finanțare europeană, 20%, deci 2% din valoare o suportăm noi primăria.
Deci un lucru destul de bun. Grozav. Și partea s-a aprobat într-o ședință anterioară la care am participat întâmplător, suma de 71.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate. Și acum ce apare? Apar 8 hotărâri în care, dumneavoastră, cu mâna consilierilor... Cred că greșiți. Da, eu am 60.000 da. Plus TVA, 71. Cred da. Că greșiți. Este total 43.000 pentru ambele proiecte, dacă vreți să știți. Nu mi-a găsit, domn primar. Eu v-am spus că dumneavoastră... Eu doar că dumneavoastră cereți prin câteva hotărâri pe care le-am citit. Dumneavoastră fabula, domnul Băiangiu, așa că nu are voie să discutăm. Domnule primar, dați-mi voie, da? Se hotărește în Consiliul Local și după aceea se trimite o adresă la Ministerul Învățământului. Mai care este domnule primar? Se face cumva întâi de către Consiliul de Administrație al Școlii sau nu? Nu. În ordinul privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din Sistemul Național de Învățământ Preuniversitar, ordinul pe care l-am aici spune, la capitolul 3, atribuirea de denumire pentru unitățile de învățământ fără personalitate juridică, ceea ce ne interesează pentru că Școala Coltești nu este cu personalitate juridică. Unitatea de învățământ fără personalitate juridică, denumită structură școlară arondată, este subordonată unei unități de învățământ cu personalitate juridică. Articolul 17. Articolul 18 spune clar. Atribuirea de denumire pentru o structură arondată se face în situația reorganizării rețelei școlare. Articolul 19. Atribuirea de denumire se face prin hotărârea Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ Coordonatoare cu aprobarea Administrației Publice Locale. Deci este mai întâi Administrația Publică Locală. Hotărârea Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ Coordonatoare cu aprobarea Administrației Publice Locale. Deci este mai întâi Administrația Publică Locală. Cu aprobarea locale. Deci este mai întâi Administrația Publică Locală. Consiliul de Administrație al Școlii, da? Al Școlii, da. Cu aprobare. Deci noi dăm ultima dată binecuvântat. Și înaintăm inspectoratul. Asta am citit și eu aseară. Inspectoratul transmite mai departe ministerul fără de altceva. Dacă intrați în ilegalitate, vă susțineți dreptul la Consiliul de Administrație. Economice și a indicatorilor. Nimeni nu se opune, domne, la investiții. Deci toată lumea e de acord să facă. Păi da, deci nu era necesară schimbarea asta de denumiri. Deci, da. Știți ce înseamnă? Știți ce înseamnă? Ce înseamnă 2106,7 lei? Da, mie, a spus mie după. Înseamnă 2.106. Nu, 2 milioane și ceva de lei. Păi 2.166.479.000 lei. Păi dacă e 2 milioane și 1.000 lei... Păi mie mai poate să le zeluri și calculații. Nu mă dragă și... Deci, ce să înțeleg, domnule, a spus 1.000 lei. Aici trebuia 2 lei. Deci aici trebuia să trăiesc 1.000 lei astea de aici. Înseamnă că după mii mai pune 1.000 de lei. Nu mai schimba, nu mai punea lei dacă era 1.000, dragă și. Păi nu mă... Cristi, astea să citesc prin natura matematicii. 1.000 lei. Nu scrie, bă, una mie lei. Nu mai scrie și 1.000 lei. Luați un scrie de lei. 1.000 lei înseamnă 1.000.000. 3.000, nu mai scrie și lei. Dacă scriu 3.000 lei, mai aici aveți și lei. Aici mă contrazic pe prostii de astea, că astea sunt de 2 bani. Păi de 2 bani, e hotărâre pe care o aprobăm. Păi l-ați trimis în materialul de ședință, domn primar. Bun, asta zic și eu, sunt 2 milioane și ceva. Materialul de ședință. Domnul Băiangiu. Da. Cine a făcut acest material de ședință putea să-l facă cum trebuia. Așa e. Nu cum l-ați făcut dumneavoastră. Păi nu l-am făcut eu, domnule. Ai fost 12 ani primar degeaba, de comandă. Domnule, vedeți cum vorbiți, vedeți că e terminizată. Grupul PSD se lăsa în cazul. Asta mă întreb. Asta mă întreb. Unde este actuala grădiniță? Acolo a fost școală. Și în domeniul public e trecut exact. Cum e trecut acum? Nu. Unde este grădinița? Aia e vorba de este trecută grădinița în structură.
Dar acolo, Ședința e statutară și ca atare dau citire hotărârii referitoare la schimbarea denumirii, nu, mai înainte. Destinații. Și destinații, mai ales. E, da, care o să fac asemenea greșeală, că el a greșit și că a scris doar, el vrea doar denumirea, nu și destinația. Într-o ședință de consiliu local. Punctul 9. Continuăm ședința. Nu, păi ce să mai continuăm? Păi continuăm e statutară, dumneavoastră e ședința. Tu? Ce faci? Da. Păi, omul stă așa cum nu știe. Veni să vedem. Omul stă aici pentru că e interesat de problemele comune. Iar dacă e vecinul comunitar din Brașov. Nu a venit să ascultă. Fără amenințări. Omul este consilier și a venit la ședință. Nu amenințări. Ședința e statutară. Deci, ca atare, continuăm ședința cu numai cu punctele care se pot vota. Deci numai ultimele două puncte să cu cine eu le retrag toate proiectele stare mele. Nu. Proiectul? Păi și scoți cum vrei tu, măi. Păi da, ăsta numai... Oare pentru asta să duci... Apropo, primarul este executivul, nu legislativul. Da, eu mi-am primarul duce la îndeplinire hotărârii consiliului din orșul care. Mele le retrag, eu le-am făcut. Extraordinar, proprietatea mamei tale. Proprietatea mamei tale de acasă și a firmei dumitale personale comună al lor. Asta a ajuns. Dumneata le depui, dumneata le retragi, faci ce vrei, trimiți consilierii afară din sală când dorești. 11, 12, terminăm ședința, că mai sunt două puncte pe ordinea de zi. Deci, proiect de hotărâre privitor la aprobarea rectificării bugetului de venituri. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea branșerii locuințelor la rețeaua de canalizare. Nu, asta. Închiriere. Arealale. Contract de închiriere. Lasă că ne întâlnim în instanță, că am făcut acțiune. Vedeți de treabă, nu are să aștept. Uitați aici către adresă către bancă, prin care se restituie garanția bancară de 48.000 de lei la Protechim, fiind în garanție și acum conducta de aia. Conducta de aia, uitați aici. Da. Deci, adresă. Deci am luat. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea branșerii locuințelor la rețeaua de canalizare. Aici eu am o direcție.
Da, aș vrea să vă întreb. E la punctul numărul 12. Da. 12? Da. E aici ceva. La articolul numărul 2. Da. Cetățenii ce urmează a fi branșați la rețeaua de canalizare vor executa cu proprietatea acestora în apropierea domeniului public un cămin intermediar. Vor procura materiale de necesare transferi și vor achita suma de 150 de lei manoperi. Nu am prea făcut suma. Da? Eu aici am, ce obiect, am o nelămurire. Da. Trebuie pe domeniul public? Public ca să poți acces. Se face de regulă pe domeniul public. E, în contextul acesta, ea are voie să prezeze serviciul de branșare la rețeaua de canalizare să perceapă și o taxă pentru acest lucru? Nu. Cea care era potenită să facă acest lucru este SECE Gospodăriile Comunale al Lung și nu serviciul de apă și canalizare. Și cine îl face? Nu face SECE Gospodăriile? Nu, mă interesa, mă interesa căminele, căminele. Serviciul public, patrici, ce să face serviciul public? Păi ia cine-te, domnule, hotărârea! Hotărârile sunt așa, domnule primar. Dacă te servezi degeaba, toate au neconcordate și neconformități. N-au toate, uite, dacă... Aia cu ajutorul de urgență la sinistratul acela, aia într-adevăr este bună, da. Și v-ați cântat acolo o jumătate de oră. Să vă uitați cu toate. Dumneata, domnule, trebuie să le verifici. Cum le pui consilierilor în față astfel de hotărâri și apoi pui pe Facebook nu vor să voteze consilierile PNL? Dumneata, domnule, trebuie să le verifici. Cum le pui consilierilor în față astfel de hotărâri și apoi pui pe Facebook nu vor să voteze consilierile PNL? Ședința, vă mulțumesc pentru participare. Plăcere. Și... mulțumim și asistenței. Hai, mine, haideți, haideți la un interviu, vă rog. Da, bă, cât de haideți de la un interviu. Statea de veterinar. Păi nu. Făcut o cred că nu. Haideți la un interviu. Haideți la un interviu. Dar luați microfonul, luați microfonul și dați un interviu. Da, poți să vină la proces. O să stai un pic, că n-am făcut nimic. Dar spune și mie, mașina asta cine, de unde o ai? Nu cumva a cumpărat-o primarul Boiengiu? Păi și ce? Era îndoită pe aici, când era doar... Da, exact! Vino să vezi, măi! Păi că da vom da cu ea că au pădut doar cei cărumiți. Arse de aici! Păi se prinde Ghioca. Tot cum lăște că... Păi acum ai reușit să o îndoi așa de mult, măi. Păi, pune-mi! Parcă... Nu, dar știi ce mă miră? Inclusiv acolo. Știi ce mă miră? Că tu, de fapt, pe profesie ești șofer, mă. Nici să conduci nu ești în stare, mă. Bă, știu, văd că nu știi să conduci o comună. Dar nici măcar mașina asta nu știi să o conduci. Mai deștept ca tine de 1000 de ori, mă. Ei, uite, de asta nu mi-am dat eu seama. Păi haideți la un interviu. N-a dat cu ea ca o pătrioară. Să spuneți părerile la cald. A dat la Leontița fără permis să arunc cumva la măcute. Băi copile, știi ceva? Îți mai adevăr, ce văd? Auzi, am o întrebare, da? Vrei să știu un lucru. Ai doi copii, ai trei copii acasă. Așa. Nu ți-e nici frică de Dumnezeu să minți cu atâta nerușinare? O comună întreagă știe că vom da. Copiii nu au fost niciodată cu mașina primăriei, da? În cau pădurea. Iar mașina se strângă și acolo și acolo. Și mă surprinde că primarul comunei al unu, culmea, e șofer de profesie. Nu e să lăsă conducă nici, cu, nici măcar mașina. Ei, tu nici șofer nu ești. Păi și când trăgea sândile, am văzut. Apropo, dacă toți sunteți de acolo, haideți să arătăm și noi ce fântână arteziană frumoasă ne-a făcut domn primar. Ai reușit să dărâm totul în comuna asta? Da, ai reușit să dărâm totul. Pentru că aia care ai făcut totul era varză. Cum mă, că ai zis că n-am făcut nimic eu? Păi, era varză. Tu vrei să țină toate după să te treacă și mandatul ăsta pe tine, nu? Bune, mă. Cum ai putut să faci, mă, să-ți bagi joc de un lucru atât de frumos? Du-te, mă, și pe iar eu faci cu camera, vă rog frumos, hai să vedeți și reparațiile de la scara asta făcut pe aici. Cum aranjează? Cum primește primarul comunei al 1? Oamenii din localitatea în altă parte. Le-am făcut eu. Păi ziceai că n-am făcut nimic eu. Așa cum le-ai făcut. Așa sunt treptele comunei al 1 acum. Poate o să le schimbe. Cu pereții călzuți acolo. Cu mizeria aia cursă pe acolo cu cafeaua pe care nu o spală și are trei femei de serviciu. Cum de la mine că ai zis că n-am făcut nimic? Păi că n-am făcut nimic. De la mine știi ce este? Scara de garsoniere. Aia am găsit eu când a venit primar. Învață să conduci. Și nu mai lovi mașina aia, că e a comunei, nu e a ta. Tu doar consumi 300 de litri de motorină pe lună. Fii mult de înainte. Foarte bine, să fie sănătos. Să fie încă 3 mandate. Foarte bine. Dar de ce nu este toată viața? De ce doar 3 mandate? Întrebați-l și ce e la domeniul public. Du-te mă și lasă-mă, mă, că tu habar n-ai de nimic. Vorbiți cu domnul de la cameră? N-ai habar de nimic. De nimic n-ai habar. Întrebați-l, domnul, ce e la domeniul public? Ca să știi la ce te referi. Da, ar fi o întrebare. Dacă e o întrebare, să ne spune ce e domeniul public. Tu nu știi ce e domeniul public? Eu știu cum știi ce înseamnă domeniul public. Te întreb mă tine că eu știu ce este. Spune tu ce este domeniul public. Domeniul public sunt proprietatea care nu se vând. Domeniul public sunt proprietatea
care nu se vând, mă, pe ăla l-ai trecut de domeniul public. Spune-te, rog, județului Vâlcea, care e domeniul public? Ce e ăla domeniul public? Ce este domeniul public? Spune tu, mă, deșteptul. Care? Ia spune-mă tu, deșteptul. Lasă, că nu e vorba de mine, de deșteptul. Spune-mă, deșteptul. Eu ți-am pus o întrebare. Te rog să spui județului Vâlcea, ce este acela domeniul public? E o întrebare simplă. E foarte clar, tot ceea ce este al statului și care nu se pot vinde. Da, ce nu se vede. Nu se pot vinde astea. Oare? Da, nu se pot vinde. Da. Alea din domeniul privat sunt alea care le trecuse-i tu. Nu vorbim de privat, că oricum te depășește la public, nu mai vorbim de... Aceea, mă, că tu habar n-ai de nimic, mă. Auzi, domeniul privat al cui? Al comunei sau domeniul privat al proprietarilor? Al comunei, la care te referi? Adică comuna, ce domenii are comuna? Comuna are două domenii, public și privat. Ăla privatul din domeniul privat se pot înstrăina, pe când cele din domeniul public nu se pot înstrăina. Nu. Dar care e la domeniul public? Că tu te interesează doar înstrăinarea. Doar înstrăinarea te interesează. Mașina asta e domeniul public? Ia zi! Asta e trecută în domeniul privat, dacă vrei să știi. Vrei să faci ceva? Dar știi care e diferența între bunuri mobile și imobile? Bă, deșteptești-mi, cu alea imobile nu le poți vinde, bă, frate. Bă, deșteptești-mi, cu alea imobile nu le poți vinde, bă, frate. Sunt a, nu le poți vinde, statici, tu la vânzare. Sunt statici, mașina bă. Asta este imobil, că nu poți vinde, nu? Asta e, bă, tu ești... Nu poți. Bă, ești căzut în camă. Ești căzut nu în camă. Nu poți căzut în camă. Nu poți căzut în camă. Zi, bun, am înțeles că nu știi domeniul public și privat. Dar spune bunul potine și... Spune bunul potine și... Bubui, mă, bubui! Îți doresc o zi frumoasă, la revedere! Deci când mai minți de acum încolo să te gândești că ai trei copii să-ți fie frică de Dumnezeu. Nu de mine, mă! Eu n-am făcut rău la nimeni și nu mă cumpăr până la tine. Și distrug pe ăștia... Nu, auzi, eu n-am zis, n-am amințat pe nimeni niciodată. Nici măcar nu știu dacă mai vin primar sau dacă mai vreau să viu primar vreodată. Și mâine. Asta e altceva. Voi sunteți făcuți pe voi că mă întorc primar. Nu eu, mă. Ai înțeles? Păi, Ioga, știi ceva? Pentru binele comunii ar fi bine să mă întorc primar. Pentru binele comunii. Nici măcar nu știu dacă mai vin primar sau dacă mai vreau să viu primar vreodată. Și mâine. Asta e altceva. Nu sunteți făcuți pe voi că mă întorc primar. Nu eu, mă. Ai înțeles? Păi, Ioga, știi ceva? Pentru binele comunii ar fi bine să mă întorc primar. Rău. Pentru binele comunii.